Avem onoarea să-l găzduim astăzi pe unul dintre promotorii noului val al cinematografiei românești. Pe nimeni altul decât pe tatăl peliculei Moartea domnului Lăzărescu, pe Cristi Puiu! Bună seara! Bună seara! Obosit? Bună un pic. Seara. Foarte obosit. Bună seara! Pe canapea, liniștit, relaxat. Dacă vreți să vă întindeți, nu e nicio problemă. Se trăiește bine la TIF. Intens, adică? Am vrut să zic. Ah. Da. Cum adică? Am dat din culegere, da. Nu că n-am dormit, asta e problema. Da, mă gândeam. Na, în general nu se doarme la TIF. Așa e, numai că acum am făcut-o cam lată, pentru că a fost un party azi noapte și m-am luat la discuții cu niște prieteni și nu m-am mai dus la culcare, pentru că la 9 am avut o întâlnire, la 11 o altă întâlnire și n-am mai dormit. Deci m-am trezit ieri la ora 10. Și de atunci n-am mai dormit. Așa că trebuie să mă concentrez foarte tare. O să încerc să fiu cât mai... direct, așa, să nu le direct. Au colite, da? Nu, direct. Oricum, noi ne bucurăm foarte mult că ați făcut efortul să veniți la noi în platou. Asta n-a fost un efort. Apreciem. Efort gestul. A fost să stau treaz. Asta a fost efortul. Da. Cum de ați renunțat la pictură în favoarea filmului? Am înțeles că ați început cu pictura. Da, bine, am mai renunțat și la mai multe alte lucruri. Eu pe ăsta-l știu. Pe celălalt nu le știu. Mai, nu știu, așa s-a întâmplat. Adică a fost... Dar pictura a mai rămas ca hobby sau? Da, numai că... Nu mai e timp. Nu, da, trebuie timp. Pentru că nu e... E exact ca filmul, ți-a timp. Trebuie să intri în povestea asta și să stai acolo. Te închizi în atelier și aia e. Eu nu pot să mă închid în atelier, că am filme de făcut. Da, 2001 a fost debutul cu un lungmetraj, nu? Da, Marfa și cu Banii. Marfa și Banii, da. Care a și fost un film foarte premiat. A fost premiat, da, și... M-a și surprins, pentru că acasă oamenii l-au primit, așa a fost o primire destul de amestecată. Excepția criticilor, câteva critici de film, reacțiile au fost destul de brutale. Și a fost și destul de comic, așa, pentru că lansarea la București au stabilit-o, mă rog, responsabilii de la CNC, Centrul Național al Cinematografiei de atunci, în ziua meciului România-Ungaria. Și eu vreau să mă duc la meci, adică să mă uit la meci. N-aveam timp de premieră. A, bun, dar chestiile astea ar trebui să, totuși, să se știe. Când lansezi păi un film, te uiți un pic la evenimentele care sunt programate. Păi da, dar numai că e puțin mai complicat, nu cred că au făcut ei programa, nu cred că au gândit-o chiar așa, dar inițial vreau să-l interzică din cauza limbajului. Și atunci lucrurile au mers bine în felul ăsta, lumea a stat acasă la meci. În 2001 au vrut să interzică un film din cauza limbajului? Adică ceea ce au și n-au putut să-l interzică, a fost scandal, gălăgie, nu știu ce. Atunci i-au schimbat ratingul, doar pentru, mă rog, secvențe de sex explicit și violență explicită, pui limită la 18 ani. Da. Aici nu există în filmul ăsta așa ceva și au pus limită la 18 ani. La 18 ani au pus? Da. Normal se pune la 15 dacă e violență de limbaj. Exact. Da, foarte ciudat. Nu, dar pentru că era, a fost, mă rog... Chestia asta, teoretic, ar trebui să atragă publicul. Da, ulterior, nu? Da, dar nu prea, e foarte complicat, pentru că e ca în toate celelalte domenii, nu? Cred că doar faptul că, știu eu, mașinile fabricate în România sunt mai ieftine, fac pe români să-și cumpere mașini fabricate în România românești, nu? Că cei mai mulți vor, nu vreau să fac reclamă, dar știți, mașini nemțești. Așa e și cu cinema, există antrenamentul ăsta indirect, al urechii și ochiului cu filme americane și atunci lumea zice, cinema înseamnă film american. Cinematografia română se trezește așa încet încet și până să se obișnuiască spectatorii o să și dispară foarte repede. Adică o să devină altceva. Păi, dumneavoastră ați dus filmul românesc la un nivel superior prin acel Moartea domnului Lăzărescu, cu care ați și câștigat iarăși foarte multe premii. Da, dar asta a fost un efect secundar. Și a fost un film apreciat și dincolo de ocean, unde știm că destul de greu își fac loc peliculele europene. Da, a fost foarte apreciat chiar. A fost socotit de către critica americană. Asta a fost în 2005, da? În 2005, Martin. Da, în 2005. În 2006 a ieșit în Statele Unite și critica americană l-a socotit cel mai bun film al anului 2006. Da, și acum... Foarte flatant, așa, da.
Ultimul film pe care l-ați făcut a fost Aurora. Da. Acolo ați și jucat. Da. Cum de-ați ales să și interpretați un rol? N-ați găsit un actor care să satisfacă cerințele sau ați considerat că puteți prezenta mult mai bine ceea ce ați vrut să spuneți în film? Am considerat că sunt genial. Este, este un film. Acel film au jucat mai mulți membri din familia dumneavoastră, nu? Membri din familie, rude, rude, rubedenii. Da, bine, dar asta nu este o chestie nouă, nu sunt eu inventatorul chestiei astea. N-am zis asta, da. Păi nu, că pare așa o noutate. Sunt o mulțime de regizori care au, care au recurs la prieteni sau la rude, pentru că de fapt este vorba de o relație foarte, 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 foarte sofisticată. E, dar e, da. e un detaliu asupra care eu nu vreau să insist. E, în fine, tout proportion gardé, aș spune întrebarea asta adresată lui Woody Allen când o plimba pe Mia Farrow prin toate filmele, pe nevastă sa. Întrebarea asta ar părea foarte bizară, pentru că așa, dar nu intru în detalii. Da. E o chestiune care are legătură, dacă vreți, cu felul în care comunici cu cei care sunt apropiați. Felul în care cei care sunt apropiați asumă să fie prezenți în fața aparatului. De cele mai multe ori actorii își centrează, își concentrează energia pe salvarea unei imagini. Ei cred că au o imagine. Și aici e marea, marea păcăleală. Slavă Domnului, toți sunt așa și atunci avem și actori buni, actori foarte buni. Dar neprofesioniștii nu au această problemă cu imaginea. Cei mai mulți sunt și neprofesioniști, că au o mare, au o mare problemă cu imaginea. Da. Da. Cum a fost primit acest film de către publicul nostru? Mă rog, publicul românesc. Aurora. Aurora. Păi iarăși amestecat. Pro și contra. Da, dar asta este lucru bun. Și eu așa zic că e un lucru bun. Nu, pentru că în momentul în care lumea ajunge să îmbrățișeze un film așa, e deja suspectă chestia asta, să arunci celălalt la noi iarăși. Da, nu se poate. Adică e foarte greu să te întâlnești cu consens la nivelul ăsta, nu știu, când vorbești despre cinema. Și întotdeauna filmele care declanșează reflexia, care ridică întrebări, alea sunt filme la care spectatorii reacționează amestecat. Adică unii sunt o tabără, alții sunt o tabără. Slavă Domnului, nu suntem toți la fel, cum spunea cineva. Da. Este renumele TIFF-ului legat de acest succes al regizorilor români din ultima vreme? Nu. N-are... Nu, nu, nu. Adică în momentul în care Tudor Giurgiu, Mihai Kirilov, mă rog, cine a, ei, fondatorii TIFF-ului, în momentul în care TIFF-ul s-a născut, asta mi se pare că se întâmpla prin 2001. Acum 11 ani, parcă, da, de 2001. Da, în 2001. Păi în 2001 această tânără generație abia se ițea. Da. 2001 sau 2002. Nici nu se putea vorbi despre așa ceva. Ne luptam cu Nicolaescu atunci. Să... A încetat această luptă a generației tinere cu Sergiu Nicolaescu? Păi a încetat pentru că a obosit Nicolaescu. Are o vârstă totuși, da. Da, maestru are o vârstă. Nu, mă, nu mai duce. A, asta nu știu. Lupte, da. E foarte rezistent, este lupte, foarte tenace. Probabil că s-a și plictisit de chestia asta. Dar altfel e destul de greu. Și, dar problema nu e aici. Problema e că s-ar putea să devenim noi niște nicolaiești. Ăla e riscul. Ăla e un risc serios. Adică să punem noi mâna, să facem și să desfacem jocurile în cinematografie și ăia tinerii să n-ajungă să punem mâna pe fund. Să vă puneți în gardă de pe acum. Păi, astea sunt niște discuții care au loc așa, când și când. Dr. Jekyll, Mr. Hyde din fiecare regizor, care tinde să devină altcineva după o perioadă de timp. Da. Da. Cum vi se pare Clujul? Pe cum se mi se pare? Foarte mișto. Foarte mișto. Da? Socrii mei de aici, adică... Da. Și nu vă mutați în Cluj. Dar ne-am gândit la asta. Da? Fără de asta nu știu. Dar e scump. E scump? Comparativ cu București, nu cred că e scump. E la fel de scump ca București. Este la fel, adică, dar nu e mai scump. Casă, teren, nu știu ce. Da, e pe acolo. E pe acolo, e pe acolo. Bine, e și mult mai aproape de Viena, poate, că și ăsta este inconsiderent. Da, numai că mie îmi place Istanbulul. Istanbul, da. Atunci trebuie să rămâneți la București. Da, nu m-am gândit la Cluj. Pentru că e foarte frumoasă zona. Și nu m-am gândit la Cluj, la oraș, la împrejurim. Pentru că, în fine, da, asta e da, aici se ajunge mult mai ușor
ești mult mai ușor din oraș, adevărat. Nu, dar e utopie să crezi că accesul în oraș e mai e altfel decât la București. E jale și aici. Nu, mă refeream, e mult mai aproape natura de oraș decât la București. Da, pentru că orașul mai mic. Mai mic, da. Avantajul orașului. Și ești foarte aproape de centru în orice punct te-ai afla. Asta vorbește un bucureștean care a stat la periferie, am crescut la periferie, făceam o oră cu metrou până în centru. Adică niște distanțe. Aici poți să spui dacă ai întâlnire cu cineva în 10 minute la tine. În București nu poți să spui decât dacă stai la blocul de lângă. Nu, în București cum să spui chestia asta, dar chiar și aici nu sunt ore de vârf, traficul. Sunt așa ore, dar nu sunt chiar așa periculoase ca în București. În ultima vreme s-au mai și în București se conduce destul de agresiv. Da. Următorul proiect. Aveți deja ceva în gând? Am, lucrez la 3 proiecte, dar... Simultan? Da, pentru că așa se întâmplă, da. Dar e... Pornești cu elan așa și cu... Deci încet, încet ajungi să te calmezi pentru că vezi că de fapt este foarte greu să faci rost de bani. Și te calmezi definitiv într-un final. Bine, da. Acum ca bani. Sunt bani care vin de la CNC, nu? O parte din bani vin de la CNC. Pentru a putea accesa fonduri europene, trebuie să e obligatoriu să primești bani în România. Să primești bani de la pentru că ei au să zică, domne, uite, e un proiect susținut în România, atunci îl susținem și noi. Și dacă te înscrii în bugetul ăsta, și un mic buget european, care înseamnă un buget convenabil pentru România, adică între 1 milion, 2 milioane, 3 milioane pe acolo de euro. Pe acolo sunt. Da. Da, pentru că au crescut costurile și aici, e incredibil. Există persoane care donează bani pentru... Nu, pentru că nu este o lege care să-ți permită chestia asta, sponsorizări și asta. E foarte greu de obținut. Trebuie să obții banii. Și atunci se lucrează strict prin CNC și prin ceea ce vine de la... Da, prin CNC și... Europa de acolo. Da, așa apoi intri în tot malaxorul ăsta. Te duci și bați la toate porțile, producători, etc., etc. CNC francez, CNC, habar n-am, elvețian. Noi, Aurora a fost făcut cu bani din Franța, Germania, Elveția și România. Cei mai mulți bani au venit din... Dar nu se poate numi o coproducție pe chestia asta. Ba da, coproducție. E coproducția. Noi suntem producătorii majoritari pentru că noi avem proiectul. Dar altfel, în termen de finanțare, cei mai mulți bani au venit din Germania și Franța. Da. Când faceți un film, la ce vă gândiți în primul rând? La publicul din România sau la publicul de peste hotare? Nu, la pentru publicul... că publicul românesc receptează într-un fel mesajul unui film românesc, da. Cel de afară primește altfel mesajul, îl vede. E adevărat, dar știți, eu văd așa lucrurile. Cinemaul este ca o altă patrie. Acolo toate filmele adunate înseamnă cinema și nu înseamnă cinema român, italian, maghiar, turc, tătar. Nu, dacă este cinema, este un singur cinema. Dar atunci când fac film, mă gândesc la public de limbă română. Nu se poate altfel pentru că eu fac filme cu oameni care vorbesc și vorbesc limba română și vorbesc o anumită limbă română. Și în momentul în care filmul intră în procesul ăsta de subtitrare, nu știu ce, se pierde enorm. Subtilitățile limbii, da. Enorm. Da. Și devine doar așa, o poveste, o anecdotă. Da. Noi avem un invitat care vrea să vă fac o propunere. Este vorba de... Este o surpriză. Este vorba de maestru Florin Poamă Rară. Cel mai tare public. Un public extraordinar cu mâna. Ești extraordinar. Te-ai logodit? Da. Foarte bine, să trăiască iubita. Mă bucur pentru tine. O să vii pe un cal. Al. Negru, că am auzit că ăștia mâncă o văz. Te iubesc. Publicul ăsta e incredibil. Publicul de tif, numit și publicul Iuhu, Iuhu. Un public extraordinar. Aici să mă trăznească Dumnezeu de vămint. Am 77 de ani și mă țin de femei să nu cad în gropile lui Moisin din Cluj. Doamnelor, am lucrat, și domnilor, am lucrat cu Dinu Cocea, am lucrat cu Marga Barbu, am lucrat la Marga Barbu. Dar, doamnelor, domnilor, de 11 ani visez să stau sub bagheta
și aici nu periez pe nimeni, regizorală al copilului periferiei Bucureștilor, domnul Cristi Puiu. Un om, trebuie să mărturisesc, domnul Puiu, regretul, spun Puiu, deși ți-aș putea fi bunic. Regretul că n-am participat în scurt metrajul ăla cu pachetul de Dohan și cutia de cafea. Găseam și eu un loc între ea doi acolo la geam. Domnul Puiu, ce părere aveți? Am o șansă ca tânără speranță la 7-7 ani în cinematografia tânără? Nu. E un om modest. De fapt, am vrut să zic că cu tine aș firma nopți și zile pelicule întregi, Cristi Puiule. Arăți ca mine în haiducii lui 7 cai, în sandale, ești ieșit din comun. Vreau să-ți propun, vrei să filmezi la Chișinău? Nu. Ai zis într-un interviu, ce mă informați greșit, ai vrut să filmezi la Chișinău? Nu, ei au vrut. Ei au vrut, normal, că-s chișinăoance bune. Vreau să filmăm acolo colierul. De la găsim noi, de la chiuvetă, de la orice. Ajută-mă că te ajut. Uită de croazetă, uită de festivalul de la Karlovy din Cehia. Dacă facem noi doi filmul ăsta, tu încerci să par neinteresant, dar într-o tine pasie mișcă. Rupem tot. O să scrie Kirilov o cronică de te lingi și pe degete. Ce părere ai? Știu că nu ești obișnuit cu așa propuneri interesante. Pentru mine ești un fel de Spielberg. Și dacă îl băgăm în film Pacio, avem și dinozauri. Eu nu mai vreau să te puțin. Vreau în momentele tale acolo la Mandragora, când savurezi vita semi-preparată, să bei ceva extraordinar, ceva ce creează dependență mai rău ca Marga Barbu în 74. Să fii bucuros, Puiule. Mă bucur că te-am cunoscut. Mersi. Bravo! Zeule! Muzeule! Muzeule, da. Zio! Vă iubește, Piersic, vă iubesc! Dacă tu ești muzeu, eu ce sunt, maestre? Cavernă! Rupestru! Da. Să mulțumim domnului Cristi Puiu pentru efortul făcut să vină la noi în platou. A fost o onoare pentru noi să-l avem aici în, astăzi. Sper că v-ați simțit bine la noi. M-am simțit foarte bine. Ce, mă, mie, nu mulțumești, mă, ți-am dat o pită, nu mulțumești. Maestre, ție îți mulțumesc în fiecare zi, dacă o uiți. Îmi tăiați tot. Îi mulțumesc în fiecare zi, dar uită. Ce să-i fac? Succes în continuare și sper să vă odihniți până mai sunt două zile din TIF, așa-i? Da, eu trebuie să mă întorc mâine la București. Da? Păcat. În fine. Odihnă plăcută și succes în continuare. Mai veniți pe la noi când veniți în Cluj. Sigur. Nu ne ocoliți, că nu suntem sens giratoriu, da? Noi revenim în platou după o scurtă pauză. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem încânta? O apă plată cu lămâie. Plătiți numerar sau cash? Cu cardul. Wow, ce tare! Super! Atica, Atica, Păiuțu, Păiuțu, Manechina, Manechina și pentru dumneavoastră... Pentru mine? Pentru tine? Alo? Alo? Noi recunoaștem o blondă și când e vopsită. Nu se aude. Tonic Show, de luni până vineri, de la 17:30 la 19. Bă, ce-mi place mie, Puiu, mă! Așa la rotisor. Oi, ce bun e. Da, după mâncare mere și băutură. După un pui, mere o băutură veche. La care zice Ionică Plimbărețu. Îi o băutură produsă și maturată în comunism și învechită în tranziție.
are la bază doctrina lui Marx, peste care s-a turnat un decoct de Lenin. Aroma de fum îi dată de pipa tătucului Ioșca Stalin. O fost ținut în puf mulți ani, după care, din punct de vedere tehnic, l-au trecut toate apele. Poate vedem și eticheta, dacă colegii sunt atâta de simpatici încât să ne-o reche. E scos de la naftalină în 1989 și a devenit un produs hulit, dar consumat de o țară întreagă. El a pus bazele unei distilerii de politicieni cu un brand neagrea de consumatorii de băuturi occidentali, fiindcă îți lasă în gură un gust de tărahatu. Se consumă încet, poate cam prea încet după gustul nostru, dar sigur se consumă. Bagă! Se duce Clujul la culcare, cine stă beat în cârciumioare? Și în fiecare dimineață, cine să cumpere în arumbrață? Este Ionel, bate norocul, care bea acasă și nece focul. Așa! Focul care-i frige inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Zi, bă! Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatul. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. E-ha! Limonelul, salazare. Ce-ai găsit, Ionel, la mărioară? Că ți-a pus pe flăcări inimioara? Pentru ce să plângi tu, măi băiete, fiindcă Clujul ăsta-i plin de fete? Dacă vrei să uiți pe mărioară, hai pe câmp cu mine într-o seară, să culegem de albe floricele, să visăm la lună și la stele. Epșa! Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, cu Six Martini după mine. Iar mă duc de iar mă îndăr, iar o iau de la început. La toată noaptea să tot petrec, să gând să chefuiesc, să vadă Clujul că-mi e bine. Iar mă duc de iar mă îndăr, iar o iau de la început. Când o-i porni razna pe străzi, fără să mă opresc, la toată noaptea să mă prind și să am lăutar să-i schimb. Apoi să ajung la ușa ta, să-ți bat în geam puntos cu la cu Six Martini după mine. Mă duc de iar mă-mbă, iar o iau de la început. La toată noaptea să tot petrec, să cânt, să chefubuiesc. Hey! Cu Six Martini și cu tine, mă, hey! Apoi să ajung la casa ta, să-ți bat în geam pântă-i scuna. Uite așa vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu Adelina lângă mine. Uite așa vrea să mor, într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa vrea să mor. Aciule, să-i tragem o beție. Beau, 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 de pomină să fie. Beau, 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 și după o săptămână. Beau, 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 să mor cu sticla în mână. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu Adelina lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, mâncaș gura ei, într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor.